În cea mai recentă conferință de presă a socialdemocraților giurgiuveni, Răzvan Cuc a anunțat intenția președintelui Consiliului Județean Vasile Mustățea de a-l înlocui din nou din funcția de vicepreședinte pe Cristian Marciu. În opinia lui Cuc, inițiativa lui Mustățea este inutilă, având în vedere că a mai încercat odată și nu a reușit. Îmi spuneau cei din aparat de specialitate că vor să introducă din nou revocarea domnului Marciu din funcția de vicepreședinte, practic să anuleze hotărârea care a fost dată anterior și atacată de prefectură și să emită o hotărâre nouă. Mie mi se pare un lucru inutil, din nou spun, pentru că am văzut ce înlocuitor are domnul Mustățea pentru acest post, oameni care nu știu dacă au studiile terminate. Dar, mă rog, dacă așa credem noi că putem evolua și putem dezvolta județul ăsta, este treaba dânsului. Într-adevăr, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean programată pentru data de 3 aprilie la punctul 11 se află proiectul de hotărâre pentru încetarea aplicabilității hotărârii din 21 ianuarie 2015 privind eliberarea din funcția de vicepreședinte a lui Cristian Marciu și vacantarea funcției ocupate de acesta. În expunerea de motive, Vasile Mustățea spune că hotărârea din 21 ianuarie a fost atacată în instanță de prefectură, iar în urma sentinței, tribunalul a anulat actul administrativ în cauză. Prin urmare, Vasile Mustățea propune încetarea aplicabilității hotărârii atacate.